Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Ca de fiecare dată, vorbim despre piețe într-o perspectivă generală care include opinii. Nu sunt emise niciun fel de recomandări pe parcursul acestei prezentări. Și știm deja că e foarte greu să anticipăm cu precizie ceea ce se întâmplă în piețele financiare. Cu atât mai riscant este momentul în care avem de înfruntat poziționarea noastră în piață cu un efect de levier. Este, el vine cu, asociat cu o promisiune pentru rezultate mai bune, dar implică în fapt riscuri destul de consistent. Bun, haideți să vedem ce se mai întâmplă, pentru că sentimentul meu este că ne apropiem de un episod de sporită creștere a volatilității. Nu știu dacă el este iminent, dar în orice caz, probabil că se apropie. O să vedem un euro EURUSD pentru început. O ocazie să dezbatem evenimentul principal al săptămânii, evenimentul principal programat al acestei săptămâni. Și o să ne mișcăm și către alte perechi valutare sau indici și uh, materii prime esențiale. Bun. euro USD are uh, o abordare destul de relaxată înainte de a trece la calendarul financiar. Să uh, reținem acest aspect. Linia de trend ascendentă, aceasta uh, care a fost valabilă pe perioada lunii octombrie, a fost străpunsă recent. Piețele au retestat-o, dar acum uh, sunt puțin nehotărâte. Explicațiile au ținut de o reluare în privința efectelor negative asupra EUROSD, piețele au avut în vedere situația din Spania, care este departe de a fi, de a fi rezolvată, sau ce puțin aceasta este percepția. Totuși, cunoaștem în principiu care înseamnă că traderii care spune că traderii reacționează cu violență la ceea ce este neintegrat în prețuri și deci de cele mai multe ori la ceea ce este surprinzător, neașteptat. Acum dacă un eveniment, să spunem, negativ pentru un instrument financiar este anticipat depinde și de o anumită inerția participanților să, se, să și ajusteze pozițiile, dar de obicei, de îndată ce el este larg cunoscut, devine o chestiune destul de um, destul de rapid transpusă în, în cotații și nu neapărat se așteaptă um, realizarea efectivă a evenimentului menționat. Cu alte cuvinte, piețele lucrează cu doze de așteptări, cu scenarii, cu probabilități, dar lucrează și cu uh, diferențe delta față de uh, scenariul anterior inclus în cotații. Asta uh, induce posibilitatea ca deși există Uh, un set larg de uh, surse de pericol la adresa piețelor financiare în prezent, să vedem uh, volatilitatea relativ scăzută. Și în același timp uh, permite ca euro să se stabilizeze, cu toate că lucrurile sunt de departe de a fi, de a fi clarificate. Vorbim de o stabilizare în condițiile în care fluctuațiile au fost relativ uh, modeste câteva zeci de pip și în uh, ultimele uh, ore de ieri după amiază, avem doar această blândă încercare de a reveni interiorul canalului, interiorul sau deasupra liniei de trend, mai corect spus. Bun. Um, evenimente majore non non monetare sunt următoarele de reținut pentru această săptămână. Evoluția situației din uh, Spania, care uh, poate să ducă la uh, o uh, modificare rapidă de uh, evaluare a riscurilor, atât în piețele de capital, cât și în privința, mai ales cele europene, dar nu numai, cât și în privința uh, monedei unice. Uh, se vorbește despre uh, crearea. Uh, unui zid uman în jurul liderului catalan. Astăzi, de asemenea, s-ar putea ca în Spania, Madridul, să schizeze acea propunere legislativă pentru a îl îndepărta pe, pe liderul catalan. Avem uh, uh, lucruri care uh, pot să miște piața. Haideți să ne imaginăm însă care este scenariul de bază pe care l au traderii uh, în vedere și față de el să vedem care este dispersia. Și apoi mergem, mergem și la alte aspecte și inclusiv la BCE. Um, care este scenariul echilibrat? Care credeți că este ceea ce... Presupunând că tot nimic altceva nu se întâmplă, nu ar mișca deloc euro. Să fie un, o continuare a, a unui duel verbal, a, impunerea unor alegeri anticipate și resemnarea taberei care dorește independența cu situația actuală, sau să fie, a, dacă se întâmplă lucrurile astfel, se merge spre alegeri anticipate, nu sunt înfruntări uh, violente majore, ci doar niște, uh, să spunem, sau niște lucruri uh, minore. Și uh, uh, piețele încă uh, speră la o liniștire, nu se știe de unde, un fel de deus ex machina. Ok, văd o opinie, cred că Spania nu contează, ci numai BCE putem avea în vedere și acest, și acest lucru, dar pre, pentru cel puțin indicele din Spania și cred că indirect și pentru anumite piețe de capital, lucrul acesta, ceea ce se întâmplă acolo este cât de cât relevant. Ca idee, pentru că nu văd încă răspunsuri, ca idee eu cred că piețele ar fi în linii mari, nu neutre, ci aproape mulțumite cu ideea unor alegeri anticipate care să se petreacă. Bineînțeles, proteste verbale, declarative, e greu să, cum se spune, să-ți uh, safe face, să uh, îți salvezi imaginea publică în condițiile în care ai, aproape ai declarat independența, ai făcut-o și după aceea ai suspendat efectele ei și uh, ulterior ți se spune de la centru că nu e legal ceea ce ai făcut, nu e constituțional, referendumul este inacceptabil. Și haideți să mai să refacem jocurile, să mai avem încă o tentativă uh, pentru, a, uh, pentru a obține un alt, eventual altă structură a Parlamentului. Eu cred că, văzând cum ne acționează piețele, scăparea de sub control a, a Catalonii de către Madrid, ceea ce ar însemna crearea unei forțe care să protejeze, să împiedice de facto conducerea de la, de la Madrid a provinciei, ar fi un element puternic negativ. Cred însă că piețele nu merg pe această idee. Euro este presat pentru că riscul nu poate fi îndepărtat. Nu e, nu, nu, nu e, nu că nu poate fi îndepărtat, nu este uh, de ignorat, dar piețele merg pe ideea că în cele din urmă situația se va rești, vom avea alge anticipată și toată lumea, bătălia se va muta undeva în următoarele șase luni, dar primele luni ale anului viitor, cel mai probabil, cu, uh, uh, cu alegeri, uh, și cu miza fiind a obține un scor cât mai bun în funcție de formațiune și de, uh, și de orientarea uh, pe ieșirea politic, pro sau anti-independență. Dacă se întâmplă așa ceva, dacă se merge spre așa ceva, celelalte elemente fiind nemodificate, aș spune că. Uh, celelalte elemente macropolitice și așa mai departe, mai așa putem analiza, individualiza câte un factor, aș spune că euro s-ar aprecia și piețele de capital la rândul lor ar avea de câștigat. Scenariul de incertitudine este unul care permite, uh, permite cumva ca prin niște perdele foarte groase, să pătrundă sunetul lumii exterioare Uh, dar amortizează cumva entuziasmul pe euro, uh, în timp ce celălalt scenariu, bineînțeles, aduce la efecte negative puternice. De cât am vorbit, am vorbit probabil de peste 1-2% pentru euro OSD uh, și uh, poate dublu acestor procente pentru piețele de capital într-un scenariu negativ. Bun, văd extrem de multe întrebări despre BCE, așa că doar mai parcur câteva. Bun, negocie între cele două tabere, începând cu discursul din serata lui Puigdemont. Bun, poate să se dea peste cap Spania dacă Mare Draghi vine și anunță o prelungire cu 150 de euro. Se duce la 1,20. Nu știu, probabil că vă gândiți la prelungirea programului QE. Altă opinie, guvernul se teme de insubordonare și liderii catalani de pușcărie sau invers, dacă se anunță o prelungire cu 360, bănuiesc că vă referiți la perioadă sau la sume, sunt 60 de miliarde pe lună deocamdată, euro s-ar duce către 1,16. Bun. O altă opinie aici, un film italian renumit avea titlul Legea e forță și așa este peste tot în lume. Asta referitor la cine deține forța militară între Spania și Catalonia. Forța militară, da, dar Spania depinde cumva de. Spania a investit foarte mult în regiunea respectivă, a dezvoltat industria, a fost în țara Bașilor și în Catalonia, a fost ca un fel de payback, nu neapărat de payback, nu, de încercare de a șterge din emoțiunile din perioada războiului civil. Și iată că anumite nemulțumiri e mocnesc, mocnesc și sunt. E, o, e cumva un bias uh, psihologic, o, o eroare. Uh, ne amintim mult mai puternic aspectele emoționale și nu pe cele raționale. Adică, tabăra rațională spune că economic, așa cum este acum deși se mai pot negocia poate niște elemente, nu să intru în detalii, nu vreau să am o poziție partizană, ci total echilibrată. Dacă ne gândim că Europa spune că nu ar recunoaște o Catalonia ca o țară independentă, putem bănui că Catalonia este mai bine acum în interiorul Spaniei. Dar emoțional, acest spirit, această chemare a a libertății, a autonomiei, această uh, reminiscență a unor evenimente din, uh, din anii 30 ai secolului trecut, iarăși uh, uh, sunt cumva la un anumit nivel mai puternice decât argumentele raționale și se transmit mai bine, se comunică mai bine, se rețin mai bine. Bun. Uh, Mi-ar plăcea să dezbatem astfel de lucruri, să trebuie să revenim la piață. Uh, bun. Deci vorbim de sumă. Ce ar putea să facă Banca Centrală Europeană? Oricât aș vrea să mai amână acest subiect, pentru că mai sunt alte lucruri, e cazul să intrăm în miezul discuției. Deci, ce se întâmplă săptămâna aceasta, joi, Banca Centrală Europeană decide. Rata de dobândă, nu așteptăm la modificări. Programul QE. Iată ce, ce așteptări se văd în calendarul nostru financiar. O reducere de la 60 la 40 de, de, de miliarde de euro întrebarea este doar de fapt. Ceea ce va face BCE-ul săptămâna aceasta, începând de acum, și ceea ce va anunța pentru viitor. Eu cred că este destul de probabil ca Banca Centrală Europeană să recunoască faptul că economia s-a îndrăvenit notabil. Dar Banca Centrală Europeană are încă uh, posibilitatea de a se prevala de o inflație uh, scăzută. Avem uh, o zonă de siguranță. Putem continua? A revenit conexiunea? Vă rog să-mi confirmați. Nu a mișcat nimic. E pur și simplu o chestiune de conexiune la internet. Deși toți parametrii, chiar și iconița respectivă, mi-arată că este în regulă. Pur și simplu, ceva pe acest parcurs cade. Nu-mi dau seama unde. Bun, o să reiau. Este incredibil, vă spun sincer că... Bun, haideți să nu mai pierdem vremea. Ce știi, ce fereastră mai avem. Astfel de uh, uh, dileme ale băncii centrale europene vor fi rezolvate, după părerea mea, oferind câte ceva și oferind uh, spațiu de manevră. Pentru că, la fel ca și Janet Yellen, Mario Draghi uh, are un mandat care s-ar putea încheia. În, mă rog, nu chiar atât de curând, mai are, mai are ceva timp, însă el trebuie să pună bazele politici monetare pentru o perioadă mai lungă. În concluzie, părerea mea este că se va merge spre uh, uh, pregătirea diminuării injecțiilor de lichiditate, că luna octombrie, pe final, e deja destul de târziu, dar că la limită. La limită, există și posibilitatea ca BC-ul să anunțe doar o diminuare uh, uh, la volumului lunar, poate de la 60 la 40, poate de la 60 la 50, nu exclud nici această variantă să fie puțin mai prudentă, mai timidă, dar amânând încă o dată uh, decizia pentru de prefigurarea anilor viitori, a lunilor următoare, a volumului lunar pe lunile următoare. Ca scenarii, scenariul numărul 1 ar fi, din punctul meu de vedere, următorul, diminuare începând uh, chiar de, de, luna următoare, uh, la 50 sau la 45 de miliarde mai puțin decât ar aștepta unii observatori, dar cred că răspunsul nu e bătut în cuie, cred că pentru unii ar putea fi o surpriză și totuși o uh, definire a unui uh, volum total mai mic. Cu alte cuvinte, o promisiune în sensul de diminuare a, uh, pachetului, de, uh, a pachetului de active cumpărate în fiecare lună. Nu bag mâna în foc, o să avem și cifrele. Eu personal mi-aș dori și cred că ar fi un lucru bun. Cred că mai, mai probabil totuși să își lase această portiță și să vedem la ședința următoare în decembrie, cred că este ce se mai petrece. Bun, acesta ar fi scenariul numărul 1. Și al numărul 2, ca și probabilitate, ar fi tăiere de acum și uh, un uh, volum total anunțat pentru anul viitor, adică se poate să existe un calendar. Ori să spună din 2018, din ianuarie până la final, uh, cumpărăm numai uh, 30 de miliarde fiecare lună, în, în septembrie am încheiat, ori să se spună scădem cu câte 5 miliarde sau 3-2 miliarde jumătate, eu știu, să existe o schemă de genul acesta care să aducă claritate, în total, dacă ar fi 30 de miliarde de ori 9 luni, ar fi cam 270, nu? Ar fi chiar 270 de miliarde. Eu văd lucrurile, nu-l nu văd pe Draghi devenind acum dintr-o dată un șoim, un hoc pasionat de riscuri de inflație. Nu spun că n-ar fi o idee bună, dar, dar parcă nu-l nu văd permiteți însă să creez acest cadru general cu scenariile și uh, să ne reauzim uh, și mâine și joi, pentru că poate mai apar... Uh, ...comentează, însă... Uh, ...însă uneori uh, mai apar și astfel de informații pe surse sunt deseori utile în evaluare. Faptul că piețele așteaptă acum orientare mai strânsă a politicii monetare este rezultatul, din punctul meu de vedere, al acelor informații disipate anterior. Nu al unor calcule extraordinare, nu al, nu al unui glob de sticlă pe care l-ar avea neapărat analiștii. Deci să nu ne complicăm viața inutil. Însă, însă eu tin să cred că, deși se va merge în direcție hawkish, nu este obligatoriu să se meargă cu aceeași, cu aceeași insistență pe care așteaptă piețele. Deci, în scenariul al doilea, întrebarea referitoare la, la sumă pentru anul 2018, aș vedea ceva între 240 și 270 de, de miliarde. Asta este ceea ce pot să aproape să ghicesc acum cu informațiile pe care le am. Iarăși, până joi, mai este puțin timp. Scenarul al, treilea ar fi ca BCE-ul să spună mai stăm și ne mai gândim. E, atunci EUROSD ar avea de suferit destul de consistent. Probabil că în acea ipoteză a merge spre 1.16 sau, mai, uh, sau mai jos. În condițiile în care ar merge pe scenariul 1, Răspunsul în piață va putea depinde și de alți factori. Părerea mea că uh, deși mulți așteaptă un răspuns negativ, ar fi mai puțin decât. Deci scenariul 1 ar însemna nu și o, o, reportare pentru decembrie a unei decizii legate de totalul pachetului. Ar fi cam ultima sută de chiar, chiar ultima secundă din ceasul la 12 -lea. al 12-lea, cum doriți. Um... Totuși, nu mi se pare imposibil. Dacă se întâmplă asta, euro din prima fază ar putea suferi, dar ulterior piețele ar privi spre viitor, deci nu e obligatoriu ca euro să se ducă dramatic în jos. În scenariul 2, ca probabilitate, cel în care avem un parcurs clar, chiar dacă suma nu este foarte pronunțată, vorbim de un euro care cred că s-ar întări. Bun, se pot crea nenumate variante și deviații. Uh, o întrebare foarte bună. Criza din Catalonia nu influențează decizia? Părerea mea că nu foarte mult. Bineînțeles că este luată în calcul, dar când iei decizia de politică monetară, o faci pentru întreaga uh, Uniune monetară. Și atunci. Uh, hai să ne uităm dacă vreți uh, la dobânzi. O să verific eu, nu știu dacă mai pun. Și graficul pentru simplificare. Uh, Tenier uh, Spain. Deci, titluri de stat ale Spaniei pe 10 ani. Haideți să vedem dacă măcar acolo este o criză de anumite în alte, în alte piețe și nu prea este. O să pun graficul cu riscul de a, de a mai uh, amâna puțin tema următoare și ea foarte interesantă. Uh, pe unde suntem acum, 1.63. Dacă vă mai amintiți de ceva vreme, tot în, în zona aceasta discutăm, deci nu sunt uh, evoluții majore. Ba chiar, Tenința ultimelor zile a fost de, de calmare. A ultimelor zile, dar nu a săptămânii trecute. Bun. Așadar, nu-l văd deocamdată răspunsând foarte mult la criza din, din Spania pe Mario Draghi. Poate să fie un pretext servit? Bineînțeles. Poate să Te poți servi de orice, de incertitudine, de situația politică. Te poți servi de inflația care nu a tinta. Orice poate să fie un argument, dar presiunea de destul de mare să acționeze. Bun. O întrebare sună așa: o creștere a euro nu înseamnă în același timp și o creștere a aurului? Nu neapărat, acesta ar fi răspunsul meu, nu neapărat să nu vedem o corelare. Euro-SD, când crește și crește pentru că dolarul bate retragere, atunci se poate corela. Deci, când creșterea euro-SD este motorizată de un dolar mai slab, probabil. Nu totdeauna nici atunci, dar șansele sunt mai bune. Dacă e vorba de euro, ca driver principal, atunci mai puțin. Bine, răspunsul nu e foarte simplu. Eu cred că uh, este o carte a lui Ashraf Laidi despre Intermarket Correlations. Uh, vă recomand o carte în engleză publicată acum câțiva ani. E o chestiune destul de simplă, cred că se găsește și pe Amazon. Uh, și sunt, uh, sunt studii serioase care încearcă să rămânească această idee, între, această corelație între aur și dolar. Funcționează în anumite perioade, nu funcționează în alte perioade. Bun, pe care instrument se va vedea o volatilitate mai mare? Euro se dă de 30, Bund, tenier. Ha. Pe, vă referiți la decizia BCE? Stați da să mă gândesc puțin. Depinde de scenariu. Depinde de scenariu, după părerea mea. Uh, care dintre cele trei este activat? Dar uh, acum nu știu dacă ne dorim volatilitate mai, mai mare neapărat cred că va fi satisfăcător pe toate. Pe bun ieri nu prea am urmărit ca să văd uh, care e senzitivitatea prețului. Deci nu m-aș pronunța foarte, foarte mult. Mă uit acolo, eu tratez bundul ca o sursă de informare pentru referința de dobânzi și nu neapărat ca un instrument de trading. Uh, dar, uh, deci nu, nu îl iau în, în, discuție aici, dar cred că de 30 procentual, procentual merge mai, uh, mai puternic. Dar din câte știu eu, uh, Efectul de levier avantajează, dacă vreți, între ghilimele, avantajează sensul că e mai mare pe, pe piețele valutare. Deci, cred că, în linii mari, n-ar fi mare diferență între acestea două. Eu, personal, dacă mi-aș dori claritate, claritate în privința politicii monetare și a reacției de acolo, m-aș uita, uita la euro SD. Dacă stelele se aliniază, m-aș uita la euro De ce să se alinieze? Pentru că dintr uh, intrăm deja în foarte multe detalii aici, dar uh, iată cum am putea gândi. Să zicem că programul QE nu este prelungit atât de puternic încât uh, cu o sumă atât de, de, mare încât uh, piețele să, uh, să, vândă euro. Da? Deci, teoretic, euro yen, euro yen ar avea de, uh, de suferit. Nu? Uh, nu, este exact, este exact invers. Este un exemplu mai puțin mai, mai, complex. Ideea este așa. Dacă avem o decizie care aliniază reacția pe euro cu cea de pe, din piața germană și cum s-ar putea întâmpla asta, atunci euro ar fi o soluție. Aparent, se merge în direcție divergentă, nu? O politică monetară mai strânsă, mai puțin bani tipăriți, înseamnă un euro mai puternic, dar înseamnă o bursă mai slabă, da? Bun. Dar dacă suntem într-o zonă mixtă în care fiecare alege ce vrea, adică se restrânge volumul de lichiditate și se tipăresc, să zicem, 40 de miliarde pe lună și uh, anul acesta și 30 de miliarde începând de la anul, dar pentru 9 luni. Sau, hai să spunem, pentru 10 luni de zile, pentru a rotoji. și 300 de miliarde. Bun. Există o posibilitate ca euro USD să se ducă în sus și piața de capital să se ducă la rândul său în sus. Asta însemna un dublu sprijin pentru euro-yen. Deci m-a ajutat, practic, la reacția din primele minute. Și dacă ea este favorabilă, și are și susținere fundamentală de către cei și prefie într să nu fie ceva dezastruos și să fie o contrareacție de scurtă, de scurtă durată, atunci, uh, uh, atunci avem uh, posibilitatea de a lua în calcul și eu, euro -yen. Dar asta să spunem la nivel hiper uh, avansat și foarte riscant, controlabil, ar însemna să avem în același timp un grafic cu euro, usd un grafic cu randamentele și deci titlul de stat pe 10 ani în Germania și un grafic cu bursa germană și din toate acestea să extragem ce, ce se întâmplă. Nu e simplu. Pentru a obține un câștig poate puțin mai mare, dar cu un risc. Deci vine un potențial suplimentar, vine cu un risc mai mare. Nu înfrânge nu legitatea economică. Bun, sunt de acord că cel mai clar se va vedea pe Bund, adică randamentele vor crește în condițiile în care răspunsul e văzut hochiș și randamentele vor scădea, deci în bund, titlul de stat de 10 ani pe Germania, însă nu este nui claritatea, chiar dacă știu că acolo spre de e foarte mic, claritatea nu asigură neapărat și, și volatilitatea. Bun. Ok. Mai văd aici o, o întrebare. Am insistat destul de mult pe Eurosede și nu știu cât de, uh, cât de limpede este percepția actuală la uh, nivelul tuturor ascultătorilor noștri. Când te gândești, ok, citesc această întrebare și merge la alte elemente care țin de dolarul american. Când te gândești la evoluția unui peric valutare, nu trebuie să te uiți nici la piețele monetare din spatele respectiv, din spate respectiv la diferențialul de uh, randamente. Ba da, dar este unul dintre factori. Este doar unul, diferențialul între randamente este doar unul dintre factori. Nu este singurul. Bun, deci te uiți la diferențialul la Tenier, Germany se poate căuta pe Google și tenier în Statele Unite. Da? Și vezi că la un moment dat se apreciază randamentul pe uh, piața titlurilor de stat din, uh, din SUA. E, asta înseamnă că sunt șanse mai mari ca uh, dolarul să se întărească. Este o regulă. Uh, nu e o regulă, dar e un principiu care de cele mai multe ori se respectă. Cum arată că tot vorbim despre asta? Cum arată tenier în Statele Unite? Tendința în ultimele sesiuni a fost de creștere a randamentelor de la undeva 2.30 spre 2.37-2.40. În ciuda nenumăratelor, nenumăratelor dezamăgiri, piețele speră, sunt pline de speranțe. De unde le vine această speranță? Din uh, posibilitatea ca taxele să fie reduse. Este acest lucru un element, o soluție pe termen lung și foarte lung? Nu neapărat. Este este o situație ce poate să supraîncălzească economia pe termen scurt și să ajute dolarul? Probabil că da. Mai avem în Statele Unite, pe lângă tema aceasta principală, a spune eu, a, a pachetului fiscal, mai avem și decizia referitoare la cine va conduce Fedul. Foarte important. Pentru că, de cât de ceva vreme, de fapt, Trump ne susține pe Twitter că vom afla foarte, foarte curând, foarte curând, cine este următorul guvernator. Și dacă este o persoană cunoscută pentru abordare dovish, mai blândă cu politica monetară, uh, mai atentă la economie și mai puțin la inflație, care tinde să țină dobânzile jos, asta înseamnă ceva pentru dolar. Dacă avem o persoană hawkish, gen Walsh, de exemplu, sau chiar și Con, Gary Con, uh, Răspunsul pe dolar ar fi diferit. Să ne poziționăm anticipativ nu cred că are niciun sens, dar să cunoaștem numele acestor personaje și să, și să scanăm destul de frecvent știrile ca să vedem care sunt șansele la bursa probabilităților de nominalizare ar putea să fie o idee bună asta ca aspect de urmărit în această săptămână din calendarul financiar foarte, foarte pe scurt extragem lucrurile importante, datele services PMI din zona euro au fost în mod agregat mai slabe decât așteptările în schimb pe manufacturing PMI stăm mai bine în Germania se stă bine la ambele capitole ceva mai bine pe partea industrială în Franța, pe services PMI, destul de bine, încrederea mediului de business este, este sus, deci, în linii mari, sunt date destul de bune. Chiar dacă suntem pe services PMI într-o zonă de dezamăgire, alte state decât Franța și Germania au contribuit la, la această raportare. La 5 fără un sfert, services PMI din Statele Unite risc să fim ușor sub așteptări, aș vedea eu. Tot atunci, manufacturing PMI e 53,6 se așteptăm nou în într-o creștere ușoară și îl văd în creștere. Cam cumva în oglindă cu ce se întâmplă în. o reflectare fidelă, nu neapărat în oglindă cu ce, ceea ce se întâmplă în Europa. Mâine, comisie de bunuri de folosință îndelungată, atât varianta uh, totală cât și varianta excluding transportation, core 0,5% lunar o serie foarte volatilă, deseori se desparte de estimări. New Home Sales, de asemenea de urmărit. Și joi, ziua cu BCE-ul și înainte de asta masa monetară M3. 3 fără un sfert și 3 și jumătate, de conferința de presa lui Draghi, ambele sunt de urmărit. La 3 fără un sfert am putea avea volumul programului QE deja deja aplicabil de la 3 jumătate evoluții referitoare la viitor și, bineînțeles, cele de ajutor de șomaj și balanța comercială în Statele Unite la 5 penny home sales și Nil Cașcari la 5 jumătate dintre toate acestea, dintre datele de vineri, aș alege în Germania prețurile produselor de import se duc și către inflație și Germania e importantă și acolo este riscul mai mare. Retail în Spania doar pentru că acum Spania este în centrul atenției și vedem dacă e afectată. Deși septembrie nu cred că poate puțin să capteze referendumul, nu, nu mă țin. Nu, nu, cred că nu, cred că nu captează, dar cum piețele vor fi atente. Uh, pentru a măsura starea la temperatura Spaniei înainte de, uh, de eveniment și trei și jumătate vineri PCE core, valoare preliminară, aici este o chestiune trimestrială și GDP Price Deflator. Acest PCE core este important pentru Fed, dar vedeți o evoluție trimestrială. Și, de asemenea, PIB-ul, versiunea preliminară, deci am avut un advance GDP acum pentru. De fapt, cred că acesta este un advance GDP. Aici apare pre, dar nu cred că am avut o altă o altă prognoză până acum, să verific, da, advance, e prima estimare pentru trimestrul al treilea. 2,6% este un trimestru care a cuprins și niște uragane, putem avea distorsiuni. Dacă ar fi 2,2 sau 2,9, eu n-aș sări de pe scaun, aș considera că piețele vor trece mai ușor. Bineînțeles, există niște roboți care reacționează automat la prima, prima publicare, a spune că nu, e, nu este atât de relevantă pentru că pot să apară distorsiuni sezoniere. Ce uh, aș urmări cu atenție este acest University of Michigan Consumer Sentiment. Vedeți așteptările de la 95,1 la 101. Acum, eu înțeleg că poate să existe optimism, că s-a depășit cât de cât cu bine situația cu uraganele, cu bine pentru unii, nu pentru toată lumea că se pot micșora taxele, dar nu știu dacă e chiar cazul să ne așteptăm la 101,1. S-ar putea să fie o publicare mai jos. Însă, nu m-aș uita la one year și la 5 year inflation outlook. Unii analiști consideră că aceste sondaje nu sunt foarte relevante. Eu o să mă uit la ele, pentru că și Fedul ul se uită la ele, să măsoare percepția publicului. Dacă Publicul așteaptă inflație, comercianții se prinde acest lucru și le e mai ușor să majoreze prețurile și se creează un feedback efect. Deci nu cred că e, e ignorată această publicare, inclusiv de către Fed, deci nu o vom face nici noi. Ultima publicare a fost neașteptată, slabă 2-3 pe One Year, a fost ese 2, 2 7 Uh, ba, nu, nu, aici e ceva care nu se leagă. Stați da mai o clipă. Uh, da, care da, calendarul nostru, iată că nu mă, și mă șală memoria, 2,3% nu e revizuită această. Poate, poate că prognoza, da, pe Forex Factory nu avem prognoză, dar ultima valoare pe one year a fost 2,3, nu 2,7. Da? Deci poate că se așteaptă tot un 2-3, dar valorile acestea pe 1-year, pe care sunt mai ce puțin la fel de dormite ca 5-year, uh, sunt mai scăzute. Dacă rămâne la 2-3, ok, impact neutru. Eu cred că riscăm să mergem către un 2-4, 2-5 și asta ar putea ajuta dolarul. Deci o săptămână dominată de, de BCE. Oh, foarte multe întrebări văd care s-au mai durat aici pe parcurs. Uh, Referitor la diferențierea acela nu este factorul cel mai important. E un factor care înglobează multe alte aspecte, și prin asta este foarte important. Deseori este factorul cel mai important. Sunt perioade când ai când ai prime de risc, de exemplu, când ai evoluții geopolitice, când se re relochează niște rezerve suverane, de exemplu, o bancă centrală, să zicem, din Asia, decide că ea are prea mare expunere pe Statele Unite. Atunci va lua o decizie strategică de vânzare de dolari și cumpărare de euro, printre alte monede, nu? Și asta va frâna, va frâna dolarul și va susține euro independent de diferențialul de dobândă. Apoi mai sunt fuziuni și achiziții, apoi mai sunt uh, uh, anumite ajustări de portofoliu, să zicem fonduri de pensii care operează pe mai multe, multe piețe sau fonduri mutuale care fac niște reglări, niște transferuri. În anumite perioade, zile sau ore pot să fie definitorii și să se meargă împotriva diferențial. Ca trend și ca idee generală și pe termen lung există o corelație bună cu diferențial. Da, Deci de cu cât lărgim orizontul de timp, cu atât corelația este mai bună. Bun. Uh, o întrebare. Deci scenariile care ar fi? Ok. Acum că am vorbit și despre puțin despre. Uh, despre guvernatorul Fed și faptul că avem mai multe opțiuni, că Trump ne, ne fierbe, despre programul fiscal care pare a merge spre bine, despre datele pe care așteptăm săptămâna aceasta și, uh, și BCE. Integrând acesta cu tabloul tehnic, eu aș spune că scenariul principal uh, pentru această săptămână ar fi ca EUROSD să se joace pe aici, în jurul 1.17.50, plus minus câteva zeci de pipi, și eu îl văd ușor, mai probabil, să spargă în 1788, într-o anticipare a unui BCE puțin mai credibil și fără vești noi în următoarele zile nici despre guvernatorul Fed și nici, nici despre programul fiscal. După aceea va veni decizia BCE și a, acolo lucrurile se desprind în mai multe, mai multe repere. În scenariul meu de bază, cred că piețele ar putea pe final de săptămână să resimtă un, inclusiv un impact favorabil din partea dolarului. Deci nu m-ar surprinde ca lucrurile să se alinieze cumva pe final de săptămână, joi, vineri. Uh, poate și cu acel inflation expectations de vineri, mai puțin cu University of Michigan Consumer Sentiment, dar să se alinieze în favoarea dolarului. Deci ideea mea de bază, dar cu o foarte mare incertitudine ziua de joi, Ideea mea de bază ar fi ușor constructiv, apoi joi se poate întâmpla, se pot întâmpla foarte multe lucruri, e separat tratat, e o zonă hașurată, gri acolo, că nu, nu o să o umplu, dar să presupunem că orice se întâmplă revin, rămânem undeva în zona 1, 17, 50, 1, 18, dacă se întâmplă asta, ulterior, cred că riscul de este de a pune presiune pe 1, 17 și de a merge mai jos către poate chiar 1.16.85, 1.16.70. Acesta e scenariul meu de bază. Ulterior uh, uh, sunt a, acei parametri de ordin, uh, de ordin politic, este situația din Spania, Catalonia, care de fapt ne, ne obturează cumva orizontul. Ceea ce mi se pare mie este că pietrele sunt relativ confortabile cu această zonă, dar e un lucru care mă îngrijorează vis-a-vis de EUROSD, și anume acela că, vrând-nevrând, și dacă bce reduce programul QE și spune, ok, în 2018 încheiem cu el, tot avem o bancă centrală, Fedul, care ridică dobânzile și absorbe lichiditate și una, BCE-ul, care tipărește bani, dar mai puțin. Și atunci, dacă se liniștește, se linștește absolut tot, Spania, nu avem niciun fel de vânt de criză din China, nu avem niciun fel de, știu eu, se merge pe linia actuală în Statele Unite. Un guvernator al Fed, care să nu fie foarte dovish, se uh, implementează terii de taxe. Probabil că, pe termen mai lung, dacă tot suntem la market briefing, EOSD ar reveni uh, spre 1,1. Deci, cumva, acesta să devine un fel de, de head and shoulders. Eu nu sunt fan al formațiunii și știți deja lucrul acesta, dar mie mi se pare că tehnica arată relativ decent. Însă nu o să fiu de, deloc încăpățânat și o să spun că dacă spargem la nivel de închidere zilnică 1.19 și ne lansăm într-un nou trend ascendent, toată această zonă devine doar o pauză. Însă, deocamdată nu se pune problema de așa ceva. Bun. Să încerci să ghicești observație, să încerci să ghicești pe cineva, pune președintele la FED, ai șanse la fel de mișcare la autoprono. Bun. O chestiune amuzantă. Uh, deciziile lui Draghi nu influențează și aurul, ba da, dar via, uh, dar mult mai puține decât deciziile Fed uh, care influențează aurul. Deci impactul este, este mult, uh, mult, amortizat. Ok. Mergem la GBP USD. Uh, o versiune concisă aici. Am promis. 1.32.35 rezistență, ceea ce se întâmplă în Marea Britanie este un balet uh, continuat pe tema uh, Brexitului. Uh, uh, Tereza May spune că nu va exista un acord referitor, la perioada de tranziție decât către finalul negocierilor. Businessul este nemulțumit de acest uh, lucru. Mai există. din uh, dinspre Institutul de Statistică o recalibrare a unor date este că un titlu mare din presă era unde sunt 500 de miliarde de lire. E vorba de poziția netă a investițiilor capital care intră în Marea Britanie și capital care iese din Marea Britanie. Se întâmplă revizii statistice mari uneori, e totuși o chestiune foarte mare. Nu cred că e un element neapărat pozitiv pentru viera sterlină. Apoi acest aspect de Brexit și totuși îl vedem suspendat GBP -USD. Asta este sentimentul meu de suspendare. Să vedem cum arată calendarul financiar. Nu avem ceva important astăzi, mâine, însă PIB-ul, da. PIB-ul anualizat 1,4%. Vedem în încetinire. Economia puternică a oferit un buffer la incertitudinea Brexitului, Cu cât timpul trece și economia slăbește, bufferul acesta se epuizează. CBI Realize Sales încetinește de la 42 spre 14 și vineri nu avem date relevante în calendar. Deci, Uh, în linii mari, uh, oscilăm uh, foarte ușor ascendent, pentru că tendința este aliniată cu cea a trendului mai larg, vedeți, trendul acesta mai vechi. Statistic vorbind, un trend instalat are șansa să continue, deci de ce nu și acesta. Cred însă că nu avem argumente care să se întreagă prea puternic în sus deocamdată, doar dacă dolarul pățește ceva și că, ciuda mâinii, mâinii de ajutor întinse de cancelarul german, Angela Merkel, Tereza May nu reușește să facă prea multă ordine nici în interiorul partidului său și nici nu oferă business ceea ce își dorește. Deși părerea mea este că lucrează, până la urmă, în favoarea businessului britanic. Numai că jocul de negociere presupune costuri și încearcă să proiecteze o poziție de forță. Acum Istoria ne va arăta cât de, cât de bine se derulează negocierea. Până acum eu nu aș spune că sunt extrem de încântat de modul în care s-a evoluat, dar vom vedea, cine știe. Cred că ne mai oferă surprize procesul de Brexit, chiar multe la anii următori. În cazul în care spargem 3156, tehnic vorbim de un 3130, 3087 31, 30, și 3050, apoi 3030 30, 30, ca nivel de suport, uh, ca bias tehnic pe termen uh, de una, două sesiuni, cred că putem merge ceva mai sus. Spre final de săptămână iarăși văd un risc ca dolarul să ducă la retestarea liniei de trend. Dacă spargem linia de trend la nivel daily, atunci se schimbă configurația. driverul principal este uh, politica monetară, dar, Carney, deși are în vedere o întărire a politicii monetare, a dobânzii. Cu a dobânzii, ea nu se face neapărat imediat și al doilea driver este Brexit, soft sau hard. Cu cât mai soft, cu atât mai bine pentru lira sterlină. Dolar yen, alegeri. Am avut o întărire a poziției uh, alianței de guvernare care poate modifica Constituția. Răspuns uh, favorabil pe dolar yen, favorabil pe yen și optimist în piețele de capital în primă fază. Noaptea trecută s-a pierdut acest uh, avans dolarul a alunecat, dar până unde fix, până sau foarte aproape de 113-27, respectarea unor repere tehnice este destul de destul de bună în continuare pe dolarien, dar suntem pe o tendință ascendentă. Risc major este de distorsiune despre uh, zona militară, geopolitică. Uh, o rescriere a Constituției n-ar fi o chestiune favorabilă, după părerea mea, pentru pentru regiune, dar cine știe ce, să ce ne rezervă viitorul. Uh, o variantă de a defini un canal de trend ar fi cam așa, și așa obținem și niște repere de rezistență, dacă am depășit 114, 14, 14 ne-am uitat la 114, 85 sau 115. Suportul la 113, 27, 112, 85 și crește în zilele următoare și 112, 73. Ca idee, mi se pare că piața se ține destul de bine și că după anumite oscilații ar încerca tot așa ușor, ușor, ușor să să meargă spre vârfuri dincolo de 114-10. Uh, Doar ca amenințarea unei reorientări foarte, foarte puternice, uh, pândește. E expresia asta, picking pennies in front of a steamroller. Deci, uh, a culege cenți, a culege bănuți în fața unui uh, vas cu aburi. Deci nu e un context în care să stai foarte liniștit, dar deocamdată diferențialul de domână, că tot am vorbit de el, merge în favoarea, în favoarea acestei perechi valutare. Bun, scoatem -le. o întrebare aici, sună așa, scoatem lebedele negre la păscut în SUA. Începe sezonul raportărilor, dar Cloud Cover ieri e acum în sarcinea cumpărătorilor să-și reconstruiască interesul să-și apere poziția aducând cotațiile peste 2569. Dacă nu o fac, de risc de corecție este, din punct de vedere tehnic, destul de bine profilat. Avem date abundente, Apple, Microsoft, uh, date din industrie, UBS, Barclays raportează săptămâna aceasta. Ieri am uitat pe un pe Bloomberg și sunt nume grele, e o săptămână intensă și e abia marți. Deci, raportările și pachetul fiscal erau considerați de autorul articolului ca fiind factorii cei mai importanți pentru piață. Eu zic că mai sunt și alții și import de optimist sau pesimist din Europa și, și guvernatorul Fed, dar în linii mari motorul pentru piețele de capital poate să fie intraday a oferit de aceste raportări. Ieri, o sesiune de scădere, uitați-vă pe grafic și spuneți-mi când mai găsiți pe acest grafic pe care îl avem o, o zi de scădere la fel de mare sau mai mare. Spuneți-mi în care parte a ecranului ca să nu, Dacă nu aveți platforma deschisă, Bun, în interesul timpului, o să vă spun eu. O să mă mut cu... Deci, avem un asemenea candlestick roșu, mergem în spate. Corpul lumânării nu este mai mare. Ceva de genul acesta prin august, 23 august. Și mai înainte o zi de scădere pe 17 august. Deci, trebuie să mergem luni de zile în spate ca să găsim ceva mai, mai amplu. Cu alte cuvinte, ar putea fi un indiciu. Este încă mic însă. Pe D30 am avut scădere, dar piața s-a re reechilibrat. Poziția mea pe D30, nu pe D30, pe, pe, DAX direct, dar derivat e, e, aceeași. Asta pentru că aici pe s s-a schimbat foarte mult. Pe US500 însă aș fi nervos, vă spun destul de sincer. Nu prea văd iarăși lucrurile cum ar, cum ar evolua descendent în bursele americane și stabil sau ascendent în piețele europene. Nu le văd, dar mă uit la grafic și mi se pare că bursa germană, dacă ar fi vrut să scadă, avea nenumărate ocazii. Păi, anchete acolo, BMW și Daimler pentru coliziune, în privința, pentru uh, schimbarea, coordonarea a unor neautorizată în privința unor tehnologii și poate, poate, zic, și a prețurilor, uh, avem uh, un element pozitiv venit dinspre euro, care e totuși un pic mai slab față de săptămânile anterioare, dar uh, nenumărate aspecte potențial negative, nu? Politica monetară devine mai restrictivă, situația din Spania care poate să se extinde în alte regiuni și așa mai departe. E, cu atâtea argumente de scădere și piața nu reușește să spargă iau 937 măcar la nivel de închidere în atâtea zile? Nu știu ce să zic. Uh, mai e și chestiunea de când v-am spus uh, de acel melt-up, de care citisem de foarte multă vreme, dar am evitat, am evitat pentru că nu vreau să înscriu de deja discuția noastră într-un cerc. Eu cred că piețele m sunt ca două echipe. Deci în momentul de față în piață să avem două echipe, echipa optimistă și echipa pesimistă, care se antrenează. Meciul nu, nu a început sau dacă este sau dacă a început, nu se întrevede cine va câștiga. Deci avem un echilibru, se merge umăr la umăr. Dacă ar fi handball, ar fi scor egal. Scor măricel, pentru că avem deja mai multe runde de fruntare în toate aceste zile, dar scor egal. Pe US 500 însă peisajul a arătat ieri un semn de, un semn de, de slăbiciune și nu l-aș nu -aș ignora. Acum arată US 30, mai puțin, mai puțin îngrijorător, dar totuși piața a fugit puțin din zona de extinție de 20. 200%, 23.300. Deci, dintr-o dată, piețele americane sunt puțin mai prudente. Ceea ce nu e într totul neașteptat, dar te gândi că acolo urmează un potențial anunț de politică monetară mai restrictiv și nu în Europa. Spania, iară, se ține destul de bine. Ce înțeleg eu de aici este că optimiștii nu s-au dat bătuți, că unii părerea mea este că unii dintre cei prezenți în piață doresc să forțeze mâna pozițiilor short. Este o ipoteză, vă rog să nu o luați mă, fiind mai mult decât atât, dar nu cred că e de ignorat. Dacă se întâmplă asta, vor încerca să împingă lucrurile cât se poate de mult în sus pentru a obține o capitulare a acelor poziții short. Ceea ce ar împinge lucrurile neașteptat de, de sus. În Statele Unite arată puțin puțin diferit, dar uh, uh, și acolo se pot, uh, se pot recalibra. Ce aș face? Aș urmări pur și simplu peisajul daily, dacă mergem peste 13.056, avem 13.090, 100 și apoi poate din 30 în 30 de puncte sau din 50 în 50 de puncte noi niveluri de rezistență. Suportul ar fi la 937, 884 și 845. Pentru US500 e destul de clar că acum 2577 este un nivel de rezistență. Astăzi, o închidere sub jumătate a rămânării anterioare, sub 2568 ar fi un semnal negativ. O închidere roșie ar duce probabil la un început de corecție către 2550 cel puțin, posibil chiar 2542 și uh, dacă merge peste 2500, deci în zona unor noi maxim istorice, 2580 l-aș vedea și de acolo uh, poate poate că aș proiecta un canal de trend suplimentar, deci dacă ar arăta așa canalul de trend, să luăm un reper vizual, l-am luat aici, pac, avem, <laughs> avem 20 de puncte, le proiectăm în sus uh, și din acest maxim, aproape de 2600 ar fi rezistența următoare. Și răspunsul la întrebare, dacă le scoatem, le scoatem la, la băscu pe sua, parcă, parcă nu încă, dar țin, să le ținem aproape. Să le ținem aproape pentru că eu am această percepție că se apropie o schimbare importantă de direcție. Dacă se va termina neted, liniștit, flasc acest, acest trend multianual uh, sau va fi cu o explozie, rămâne de văzut. Dar uh, parcă mai frumos ar fi să există o explozie. Vom vedea, vom vedea. Nu vreau să anticipez. Bun, uh, pe scurt, petrolul WTI e mult mai puțin atractiv, spun, față de ceea ce se vede în alte, în alte piețe, dar într-o așteptare încărcată de speranță încă, poate nu pe termen scurt, poate că intra de avem risc descendent, 51-60%. 51, 16 și 50, 80. Dacă depășim 52, 60 și părerea mea că pe termen mediu există această posibilitate, putem să ne gândim la un 53 sau chiar la repere situate mai sus, gen 53, 83. Uh, linia de trend e destul de departe, deși loc de corecție este. Mm, Pețele sunt într-un echilibru pentru că cererea dă semne de revigorare și analizele OPEC și IEA sunt în aceeași direcție. Astăzi, datele API, pentru seară, mâine, stocurile de petrol, evenimente importante, nu mă consider atât de specialist încât să spun cum vor arata aceste stocuri. Ceea ce bănuiesc este însă că piețele au nevoie de date destul de bune ca să-și mențin optimismul, altfel sunt ușor înclinate pe sc spre scădere, mai sunt sesiunea de astăzi e o piață ultrasensibilă la ceea ce se mai întâmplă. Mai ai intervenții militare ale Irakului în, uh, într-o regiune controlată cu de curzi, e, uh, se transpune asta în, și, în, uh, și în cotații. O să revenim când tabloul devine mai, mai clar uh, la petrol. Aurul care uh, a câștigat în prima parte a săptămânii destul de puternic uh, în sesiunea de ieri pe pe după amiază, acum din nou pierde teren. Aparent este într-o direcție descendentă, nu minimele și maximele sunt în scădere. În realitate, tendința aceasta mi se pare lentă, frânată. Da, este încă într-o tendință descendentă, dar cred că își caută momente de re repoziționare. Iată cum să vă ilustrez mai bine. Haideți să-mi pornim de această linie de trend, dar nu e... Nu e de ajuns. Deci, sentimentul meu ar fi că piața este într-o zonă de. poate de plictiseală, poate de abandon, de alunecare, dar este una în așteptarea evenimentului ulterior. Dacă lumea rămâne liniștită, nu avem niciun conflict major, iar Trump împinge prin Congres pachetul de relaxare fiscală, atunci dolarul se întărește și probabil că ieșim în sens inferior din canalul de trend în săptămânile și lunile următoare, sub 1250. Poate spre 1215 sau 1205. Totuși, totuși, judecând toate riscurile de ordin fundamental pe care le văd acum acumulate acum în diferite regiuni ale lumii, mi se pare, mi se pare cuva mai probabil ca aurul să aibă un rebound la un moment dat, și un rebound destul de consistent. Dar pentru această sesiune și chiar pentru zilele următoare, riscul este preferin este potențial descendent. Rezistența ar fi la 1.284, 1.288 și 1.291, apoi 1.297 și 1.300, 1.306, ca în fiecare vârf local. Suport la 1.272, 1.266 și 1.260. În încheiere vă prezint graficul Euroron, faimosul LEU versus EURO. Din nou, o încercare de a depăși 4.60 săptămâna trecută. Din nou, o piață care cetul cu încetul lăsată liberă pune presiune pe nivelul simbolic 4.60. Probabil că, la fel ca și data trecută, Banca Centrală este acolo prezentă. Datele macro sunt importante, dar piețele se gândesc și la deficitele care urmează deficite comerciale, deficite bugetare asta pune presiune pe pe Leu în cele din urmă. Deocamdată se stă destul de liniștit aici. cumva, cumva și puțin preocupat de de săptămâna următoare. cu culculul la octombrie cu bine, chiar într o perioadă a fost mai mai jos. Am, mi se pare balanța orientată către un breakout peste 460 balanța riscurilor. Dacă o facem 461, 61, 50 ar fi rezistență, dar asta, deci vorbim de un orizont mai mare decât o zi, două. Suportul ar fi la 459 și 458, nu este exclus, numai că, vedeți, uh, respingerea din zona 460 sunt, uh, sunt cumva amortizate. Prima a fost o respingere mai puternică de 700 de pipi, apoi cea mai mare a fost pe la 400 de pipi, acum n-ar fi exclus să fie un 250-300. Vom vedea. O săptămână interesantă ne așteaptă. Vă urez succes și astăzi și în zilele următoare. Un cer senin măcar pentru sufletul dumneavoastră pentru că ceea ce vedem noi pe aici este o vreme de furtună care invită la lectură, la meditații, la introspecție și de ce nu, la strategii de tranzacționare. Vă, vă urez o zi plăcută în continuare și să ne auzim cu bine și sănătoși. Toate bune! La revedere!